Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod. După cum vedeți, nu sunt la mine acasă. Am venit la Răzvan. Mi-a făcut puțin timp să vin și la el să filmez iepurii. Deci, să începem cu prima iepuraică. Aici avem o iepuraică de uriaș. Trebuie să fete acum vineri. Este foarte mare și foarte grasă. Acolo în spate Răzvan i-a mutat și fătătoarea ca să se obișnuiască. Așa să se vadă mai ok. Bun, să trecem mai departe. Aici avem o altă iepuraică. Trebuie să fete peste o săptămână jumate. După cum vedeți acolo și-o depus puțin păr. Dar are o problemă, din păcate. Dacă știți voi ce problemă are, să scrieți în secțiunea de comentarii să-l ajutați pe Răzvan. Stați un pic să vă și arat. Aici la ureche i s-a format ceva, nu știu, ceva coajbă, rană, nu știu, s-a format aici la ea. Dacă știți, scrieți în secțiunea de comentarii și cu ce se tratează. După cum vedeți, e un pic albastră. Răzvan o face în fiecare zi cu un spray pentru cicatrizare. Uitați aici. Sprayul ăsta, cred că toată lumea știe. Să mai o filmez aici așa de jos. Și asta e destul de mare și grasă. E puturoasă. Să trecem mai departe. Aici avem un iepuroi foarte frumos, tânăr, care a mutat 3 iepuroice. Iepuroica asta de uriaș. Nu se vede. Aici nu se vede mai capul. Iepuroica asta. Și iepuroica pe care o vă arăt imediat. Este foarte frumoasă culoarea lui. O culoare specială, să zic așa. La sfârșitul videoclipului o să vă arăt ceva frumos. Așa, să trecem mai departe. Bun, aici avem încă 2 femeluțe. Iepuraica asta, am vorbit mai înainte. Asta e a fata de ieri cu iepureul ăla. Așa, și mai avem una aici de desubt. Să vă arăt. Asta o să o bage mâine sau poi mâine la iepuroi. Stai un pic să o scoatem afară să se vadă mai bine, că nu se vede. Stai pe asta la altă. Pe femeia asta am zis la Răzvan dacă nu mi-o vinde mine. Dar nu vrea să mă vândă. Scrieți în secțiunea de comentarii: vinde iepuraica? Ca să mă vândă și mie iepuraica asta, că mi-e place foarte mult. Facem așa, să vedem filme pe amândouă. Sunt un pic mai sperioase, dar nu știu de ce. Fiindcă Răzvan are grijă de ei. Bun, să trecem mai departe la locul ăla frumos pe care v-am spus. Bun, am ajuns și la cei mai frumos. Uitați-vă aici. 3 pufoșenii cu mămica lor. O iepuraică de uriaș. Ei astăzi au o lună. Sunt 2 femeluțe și un mascul.
Iepuraica asta e soră cu iepuraica cea de sus, de uriaș. Dar aceea nu a prins la iepuroi și asta a prins. Cel de culoarea iepurului de câmp este femelă și nu știu, unul dintre ăștia doi, al cu negru, sunt îi mai ascult. Restul îi sunt femele. Acești trei iepurași sunt de la iepuroiul meu, adică iepuroaica asta s-a făcut tafăta cu iepuroiul meu. După cum vedeți, seamănă pe iepuroiul meu ăștia doi. Sunt foarte drăgălași și cu minți. La fel și mămica lor, nu are treabă. Deci, dolofanis, foarte grași. Fumeze așa. Se vadă. Și mămica și tot. Femela tot încearcă să sară. Acum o să aduc un pic de porumb să vedeți că și mănâncă iepurașii. Dar după cum vedeți, le-au pus puțin de porumb. Și toți se adună aici să mănânce. Ce frumos! Eu băgat și aici la iepuroi. Și aici la iepuroi că da, o părăsit, nu-i place. Eu băgat și la asta și la cele două. Bun prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să aveți baftă la urecheați și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!